Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în direct. Mâine, 14 aprilie, va avea loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satul Mare. Despre toate acestea vom discuta în această seară. Mai mult de atât, vă vom prezenta care sunt locurile de muncă vacante aflate în acest moment pe listele AJOFM-ului, atât în județul Satul Mare, dar și în străinătate. Totodată vom vedea sau vom afla care este relația între AJOFM, Inspectorat și agenții economici și multe, multe altele. Pentru toate acestea l-am invitat astăzi în platoul Informația TV pe doamna Simona Dărșidan, director executiv al agenției. Bine ați venit la audiență în direct. Mulțumim de invitație. Și doamna Ana Rogojan, consilier superior în cadrul aceleași instituții. Bine ați venit la noi. Mulțumesc. Da, este miercuri, dragi telespectatori. Alături de noi se află, bineînțeles, și jurnalistul Mihai Ghenceanu. Bine ați revenit, domnule Ghenceanu. Bună seara. Înainte să începem, trebuie să vă științez și de această dată că numărul este afișat pe ecran. Puteți să ne sunați în orice clipă, să le puneți întrebări invitatelor noastre. În același timp știți prea bine că așteptăm SMS-urile dumneavoastră cu tarif normal la numărul afișat în stânga sus. Și bineînțeles, ne găsiți și pe Facebook, Audiențe în direct ITV. Vreau să începem prin a ne spune care este în acest moment, în prezent, rata șomajului în județul Satu Mare. Bună ziua tuturor! În acest moment, mai exact la data de 31 martie 2016, rata șomajului la nivel de județ este de 3,98%. Aceasta reprezintă șomeri în plată un număr de 839 de persoane, șomeri neindemnizați aflați în căutarea unui loc de muncă, 6214 persoane. Un număr mare, 6000 și ceva de persoane, dacă stați așa, dumneavoastră lucrați de foarte mult timp în acest domeniu. E un număr mare sau e un număr, am putea spune, relativ normal? Este un număr relativ normal, nu cel exact, pentru că există la nivel de județ persoane care nu sunt înregistrate în baza de date a agenției, pe care noi nu avem cunoștință de ei. Aceștia ar trebui să vină la agenție să se înregistreze pentru a beneficia de măsurile active pe care agenția le oferă și aceste persoane ar trebui să știe că prin consiliere, informare, chiar un curs de formare profesională, venim în sprijinul lor pentru a îi putea îndruma spre un loc de muncă. Eu am discutat de foarte multe ori aici la audiență în direct despre toate aceste beneficii pe care le au dacă și doar dacă merg la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acum le săriți din nou un ajutor și anume, cum spuneam și la început, mâine va avea loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Pentru această bursă, pentru anul acesta, ați pregătit și un spot pe care vă voi invita alături de telespectatorii noștri să-l urmărim și după aceea să vedem cu mai multe detalii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare aduce la cunoștință tuturor agenților economici și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă că în data de 14.04.2016 va avea loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă, măsură activă care pune în legătură cererea cu oferta de locuri de muncă de pe piața forței de muncă din județul Satu Mare. Acțiunea se va desfășura la Casa de Cultură a Sindicatelor în data de 14 aprilie de la ora 8 până la ora 16. Toți agenții economici care au locuri de muncă vacante sau înființează noi locuri de muncă sunt invitați să le comunice la Agenția Județeană, strada Ion Ghica, numărul 36, telefon 0261 770 237. Da, am revenit în platoul Informația TV, am aflat cu toții că bursa va avea loc mâine la Casa de Cultură a Sindicatelor. Ceea ce nu știm este câți agenți economici au acceptat invitația dumneavoastră. Aceste burse a locurilor de muncă au un impact foarte important asupra populației din județul Satu Mare. Și de aceea, la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
s-a luat hotărârea încă din anul 2001 să se desfășoare aceste burse a locurilor de muncă. Bursele locurilor de muncă vin în sprijinul și a agenților economici. Împreună cu colegii mei din Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, începem pregătirea acestor burse a locurilor de muncă încă cu 30 de zile înainte. Contactăm agenții economici, îi invităm la bursa locurilor de muncă, înștiințăm persoanele aflate în evidența agenției să se prezinte la aceste burse a locurilor adică de muncă. Adică pe toți cei 6.000 despre care discutați, peste 6.000, mă gândesc că folosiți un mail sau... Mă gândesc că aveți niște date de contact a lor, o adresă de mail, ceva, și atunci le transmiteți tuturor că va avea loc? Șomerilor indemnizați le transmitem cu ocazia vizei lunare, pentru că aceștia trebuie să se prezinte conform legii 76 o dată pe lună la agenție pentru a primi sprijin în vederea ocupării. Celorlalte persoane aflate în evidența noastră îi contactăm telefonic, le trimitem scrisori acasă pe diverse căi. Da. Doamna Rogojan, aș vrea să ne spuneți și dumneavoastră. Vorbea doamna Deșilan de o pregătire, de contactarea agenților economici. Cât de ușor sau cât de greu acești agenți economici acceptă să participe la astfel de evenimente? În ultimul timp, agenții economici din Satul Mare s-au obișnuit cu acest eveniment organizat de noi și participă cu încredere. Vin cu ofertele de locuri de muncă să le înregistreze și pentru a putea beneficia de acel stand care este pregătit de colegii noștri în sala în care se organizează bursa. Din păcate, sunt mulți care află probabil în ultimul moment și vin chiar pe ultima sută de metri. Atunci e mai greu pentru noi cu organizarea standurilor. Deci să înțelegem că așa cum avem astfel de firme care se trezesc așa pe ultima sută de metri. Nu se trezesc, deși multe firme au meserii deficitare, de textile, tricotaje, nu vorbim, că acolo, chiar spuneam la o emisiune, domnul Crăciun Ciprian, care este, am înțeles în comitetul de organizare, că vor să organizeze o asociație a textiliștilor cu toate firmele, și spunea, păi, maxim în 2 ani noi am putea acoperi 2000 de locuri de muncă. Deci, în afară de astea, dar sunt meserii foarte multe, dumneavoastră știți mai bine ca mine, dar studor, nu știu ce, ori firmele, văd, sunt, cum să zic, sunt conservatoare, asta e adevărul. Cei care gândesc, șefii, mă rog, directori, administratori, care gândesc un pic mai novator, abia așteaptă bursele, dar sunt care, ce mă duc la bursă. Nu știu, suntem. Preferă alte metode de crescere să-și atragă. Da, tot ei plâng, păi, dar mâine aș angaja, nu știu cât strungar, mâine aș angaja, păi dacă ai angajat, hai acolo și lămurește pe tine să vină la tine, să-i înveți. Vreau să transmit tuturor agenților economici din județul Satu Mare că dacă nu avem o colaborare foarte strânsă între dânsii și agenția de ocupare și nu cunoaștem de nevoile lor, noi nu putem să venim în sprijinul acestora. Legat de industria textilă, să știți că am avut întâlniri la agenție și am invitat toți agenții economici din această ramură, inclusiv inspectoratul școlar, inclusiv directorii de anumite școli profesionale, să luăm împreună o măsură pentru a putea să le satisfacem dorința de angajare a forței de muncă. Dar vă spun, este ușor să vii să spui nu am oameni dacă nu și luăm măsurile necesare. Pentru că în baza noastră de date avem persoane care nu au calificare. Noi organizăm aceste cursuri de formare. Din păcate, în domeniul confecțiilor avem puține cereri de a participa la aceste cursuri,
dar prin serviciile noastre de informare și consiliere reușim să facem aceste grupe de confecționeri, iar în urma absolvirii acestor cursuri să-i direcționăm spre aceste societăți. De aceea fac un apel încă o dată să existe o mai bună colaborare între agenții economici și agenția de ocupare, pentru că rolul nostru este cel de a aduce la aceeași masă cererea și oferta de locuri de muncă. Dacă mai niște tineri să preanghețuie să înveți o meserie, mai bine cum termină școala generală sau liceu afară, în Spania, în Italia, mă rog acum. Da, eu aș reveni puțin la bursa locurilor de muncă. Nu ne-ați spus câți agenți economici vor fi mâine prezenți la bursa? Cum v-am spus adineori, am început organizarea bursei cu 30 de zile înainte. Împreună cu colegii mei din agenție am contactat un număr de 265 de societăți. Până la ora 16:30 ne-au confirmat participarea un număr de 66 de societăți, cu care oferă un număr de 726 de locuri de muncă vacante. Eu zic că este un număr mare de locuri de muncă vacante și invit toți sătmărenii care își caută un loc de muncă să vină la această bursă. Dintre cele 726 de locuri de muncă vacante, 47 sunt pe nivel de studii superioare. Asta este foarte bine. Deși puține, dar bine, întrucât știm prea bine că pe listele pe care le prezentați și le dați și nouă fiecare săptămână, nu sunt exagerat de multe locuri. Ba, da, 400, 500, 600, 300, depinde, de fluctuare. Depinde. Nu mă refeream că nu sunt destule locuri de muncă pe studii superioare. Pe studii superioare, strict la ele mă refer. 20, 30. Da. Da. Dar ai văzut, mă scuzați, a zis mai înainte 64 din cât 240, aia e un sfert. Deci un sfert din firmele invitate, hai să zicem invitate, au răspuns chemat. De ce un număr atât de mic? Nu, aveți o explicație sau în momentul în care refuză prezența nu trebuie nu refuză, să... Bănuiesc că nici nu anunță nu trebuie nimic, să spună de ce nu vin. Nu trebuie să spună. La organizarea acestor burse noi facem o invitație. Agenții economici care au nevoie urgentă de forță de muncă vin și se prezintă. Ceilalți rămân în baza noastră de date, care au oferit locuri de muncă, dar n-au dorit participarea la această bursă. Noi în continuare facem mediere pe aceste locuri de muncă, direcționăm toate persoanele care se adresează nouă, care sunt în evidența noastră, spre aceste societăți. Toate societățile din județ comunică locurile de muncă vacante, pentru că legea 76, la articolul 10, prevede obligativitatea comunicării locurilor de muncă la agenție. Și dânsii știu treaba aceasta. Nu întotdeauna reușim să trimitem nevoia, dar eu zic că ne străduim și dacă din 5 locuri de muncă pe care dânsii le oferă, ocupă 3 sau 4, este îmbucurător. Dar da, într-adevăr. Vreau să repet, pentru că de multe ori dânsii sunt foarte revoltați, să readuc aminte că noi suntem liantul, noi facem trimiterea acestor persoane. Persoanele care merg la dânsii se prezintă singuri. Nu este pusă în sarcina agenției unele conflicte care apar între ei sau unele lucruri care le spun unii agenți economici cu ocazia organizării acestor burse, că foarte mulți cetățeni merg să ceară acea ștampilă. Noi, în momentul în care facem trimiterea la bursa locurilor de muncă, le explicăm persoanelor că această bursă vine în sprijinul lor, să meargă, să stea de vorbă cu agentul economic, să meargă
cu un CV, cu un act care atestă calificarea sau studiile, pentru că odată luat în baza de date a unei societăți, cu date de contact, bineînțeles, are prioritate la ocuparea unui loc de muncă. Da. Domnule Rogojan, din câte vă aduceți dumneavoastră aminte, comparativ cu anul trecut sau acum 2 ani de zile, numărul acesta de 66 al agenților economici care vor participa este mai mare, mai mic? În ultimii ani, cam acesta este numărul de agenții economici care participă de obicei la bursele organizate de noi, între 60, 70, 80. Da, chiar acum colegii mei au pus pe ecrane să vadă toți telespectatorii imagini de la bursele generale sau alte burse ale locurilor de muncă organizate tot de către AJFM anii trecuți. Revenind aici în platou, să ne spuneți, pe lângă faptul că le puneți la dispoziție acest mijloc de a interacționa cu mai mulți agenți economici deodată, de a chiar socializa și vedea și alții ce își doresc, pentru că inevitabil se vorbește, vedem și aici că este multă lume, vedem în imagini, vine multă lume la aceste burse. Cei din partea agenției îi îndrumă în vreun fel pe oameni când ajung în casă de cultură, le spun ceva, îi ajută cu ceva, doamna Rogojan? Da, colegii mei sunt pregătiți chiar de la deschiderea bursei, îndrumă persoanele, îi întreabă cam ce meserie au, ce loc de muncă doresc să-și găsească și îi îndrumă spre locul unde se află agenții economici care oferă acele meserii. De asemenea, li se comunică să se prezinte cu, cum a spus și doamna director, cu documente la ei, cu actele de studii, cu un CV, pentru că angajatorii, dacă discută cu acea persoană și doresc să îl invite la un interviu, este interesat să vadă un CV sau ce acte de studii are acea persoană. De câte ori se întâmplă ca angajatorul să nu ceară un CV? De multe ori se întâmplă. Pe loc nu-i ceară. Te uite, vede și mai spune. Haide, mâine. Societăți care solicită CV-uri. Nu, am vrut să vă întreb acest lucru pentru a punta într-un fel sau altul nevoia măcar acestui CV, dacă altceva nu vor avea la ei. Am văzut și noi când mergem la aceste evenimente că foarte, foarte mulți, în mare, din păcate, merg cu mâinile în buzunar, nu au nimic la ei, foarte puțini se gândesc. Nu știu exact ce caută mai exact ei când nu merg ceva cu care se recomande într-un fel sau altul. Să știți că împreună cu colegii noștri îi îndrumăm, inclusiv agenților economici, le recomandăm să le ia datele de contact, pentru că depinde de meseria cerută de acei angajatori. Nu toată lumea știe să completeze un CV, noi venim în sprijinul lor. Va exista un stand în cadrul bursei unde colegii mei îi vor ajuta să-și completeze minimal acel CV. Deci va fi un stand unde oamenii care nu au sau nu știu să care își facă un CV, îi vom îndruma. Îi veți ajuta. Sigur dumneavoastră, da. Reprezentanții AJFM. Asta este foarte bine. Este bine și după bine, firmele care nu cer CV gândesc așa, stai vă bună, ăsta îmi dă CV-ul, dar sunt eu sigur că mâine vine la loc. Atunci lasă, dacă vine a doua, a treia, a patra zi cu un CV, deja este un semn că ar dori să-l muncească, pentru că eu am văzut și eu am fost la mai multe burse. Cum să zic, sunt o categorie care mai trag din nas, mai ar vrea să muncească, dar n-ar poate, dacă se poate, le trimite salariul acasă, direct, sunt foarte multe, că am văzut și inclusiv tineri, că oameni de, nu știu, 30, 35, 40 de ani deja gândesc altfel și se duc acolo hotărât să găsească, dar tinerii nu. Și sunt și cu toate că munca care de afară e mult mai grea.
Da. Sigur că și banii sunt mai mulți, dar acum... Sunt și persoane care au un loc de muncă și vin la bursă și care poate doresc să-și schimbe. Să schimbe locul de muncă, da. Da, ea știu ce trebuie să facă. Da. Vreau, mă scuzați, vreau să gândim pozitiv. Să știți că oamenii în general doresc să muncească. Dar trebuie să schimbăm și unele mentalități. Oamenii în vârstă, să știți că este mai greu să-și schimbe locul de muncă. Dar prin sprijinul nostru, a tuturora, agenției de ocupare, a comunității locale, putem să-i sprijinim și să-i ajutăm. Sunt mai puțini care strâmbă din nas, cum ziceți dumneavoastră. Chiar sunt interesați. Eu vorbeam de mai tineri, nu de mai care știu ce înseamnă munca. Da, și tineretului trebuie să-i acordăm o șansă, să venim în sprijinul lor. Foarte mulți sunt debusolați, foarte mulți până anii trecuți n-au știut ce înseamnă informare consiliere. Noi mergem în școli, în licee, avem un parteneriat cu inspectoratul școlar. Anii trecuți am început cu clasele terminale. De anul trecut și anul acesta am început inclusiv cu clasa 10-a și a 11-a, unde să știți că sunt foarte interesați copiii să întrebe de piața forței de muncă, ce înseamnă să mergi la un agent economic, cum trebuie să te prezinți. Doamna Dercidan, aș vrea să vă opresc puțin, pentru că despre toate aceste aspecte vom discuta un pic mai încolo. Ați început să ne spuneți câte locuri de muncă vor fi mâine disponibile la Bursa Generală. Aș vrea să vă continuați ideea și să ne spuneți așa măcar câteva meserii și numărul acesta. Da. Nu neapărat numărul, dar absolut. Foarte multe, nu știu, de nu știu ce, foarte multe, de nu trebuie neapărat în cifre, pentru că asta se schimbă de la unii la alții. Se poate schimba, cum zicea și doamna Rogojan, pot apărea agenți economici pe ultima sută de metri, care își doresc și, bineînțeles, dumneavoastră nu o să le spuneți să nu vină, ci dimpotrivă. Toți agenții economici care chiar mâine dimineață vin la ora 8, vor fi primiți și le vom acorda un spațiu pentru a-și putea găsi forța de muncă. Asta e în premieră, nu? Mi se pare prima bursă la care se întâmplă, dacă le este posibilitatea firmelor să-și prezinte profilul, locurile de muncă, mă rog, cum se lucrează la ei, cum se lucrează în echipă. Întotdeauna am primit toți agenții economici, indiferent când au venit, ca și noutate, cum spuneați dumneavoastră, dorim ca acei agenți economici mai mari să poată să își prezinte activitatea, să prezinte oamenilor efectiv locul de muncă unde potențial își vor desfășura activitatea. De aceea am creat un loc în cadrul holului Casei de Cultură, unde avem 5 agenți economici mai mari care pe slide-uri vor prezenta activitatea lor. Da, este foarte bine și acest lucru. Auzim de la foarte multă lume. Eu lucrez la XY, nu are rost să spunem aici, dar mulți nu știu exact cu ce se ocupă respectiva societate, nu știu ce se întâmplă acolo și e un prilej bun. Dar aș reveni totuși la locuri, pentru că sunt sigur că cei de acasă asta așteaptă, să vadă ce fel de joburi vor găsi mâine acolo. Așa, din cele 726 de locuri de muncă vacante până la ora actuală, avem 47 pe nivel de studii superioare, în meseriile de inginer autovehicul rutier, analist programator, inginer construcții, inginer producție. Deci din nou inginerii se caută. Partea asta este foarte, foarte căutată. Principalele domenii sunt industria lemnului, unde se oferă 127 de locuri de muncă, meseria de tâmplar universal, stivuitorist, maestru industria lemnului, lăcătuș mecanic. Industria mecanică, 121 de locuri de muncă,
cum ar fi electrician auto, vopsitor, tinichigiu, sudor, operator CNC. În domeniul confecțiilor, 98 de locuri de muncă. În domeniul asigurărilor, consultant financiar, inspector asigurări, construcții, 32 de locuri de muncă și alte domenii, 336 de locuri de muncă. Aici, la alte domenii, sunt multe. De toate, sunt turism, multe. Bănuiesc, turism, producție, servicii. Haideți să o lăsăm pe doamna Deșida să ne spuneți. Ospătar, barman, lucrător comercial, vânzător, agent securitate, șofer, reprezentant vânzări, bucătari. Da, servicii, mă rog. Servicii. Din analiza noastră, să știți că sunt oferite locuri de muncă în toate domeniile. Deci toate persoanele care își caută un loc de muncă sau doresc să și-l schimbe, îi invităm, îi așteptăm să vină, vor primi tot sprijinul colegilor mei din agenție și cu ocazia asta, aceasta vreau să mulțumesc colegilor mei, pentru că suntem o echipă și dacă nu suntem o echipă, nu putem să avem rezultatele pe care le scontăm. Da, ceea ce nu ați citit acolo și cu siguranță mulți tineri care visează la un job perfect, la care se gândeau, nu este cel de șef, de director, de așa mai departe, dar vor vedea ei că pentru asta trebuie să muncești mult. Doamna Rogojan, vă așteptați la un număr mare de persoane care vor fi acolo încă de la orele dimineții? Da, de obicei au fost la bursele organizate de noi, au participat, așa să zic, peste 500 de persoane, mai ales la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Deci așa au fost și anul trecut, așa vă așteptați, da, să fie și anul acesta. Au posibilitatea să încheie, să încheie contracte și pe loc sau s-a mai întâmplat, din, da, câte am înțeles? Da, da, și totodată au posibilitatea să dea un mic interviu și după aceea să se întâlnească cu agentul și după să aibă o conversație mai pendelete, să îi spun. S-au întâmplat ca persoane să fie angajate pe loc. Uneori un număr mai mare, alteori un număr mai mic, dar monitorizarea și efectul acestei acțiuni a bursei locurilor de muncă o facem la 30 de zile. Pentru că sunt mulți agenți economici care invită pentru a da o probă de muncă, până se întocmesc documentele de angajare, durează 2-3 zile. Da, tinerii care vor merge să-și caute un loc de muncă, trebuie, sau mai bine zis, angajatorii trebuie să știe că au anumite facilități. Da. Dacă angajează tineri sau persoane peste 50 de ani, dacă 45. Deci, dar haideți să le spuneți, să le înșirați încă o dată, cu toate că de foarte multe ori s-a discutat și despre. S-a scris. Bun, dar... Însă mulți le au în serios, alții nu prea. Conform legii 76/2002, se oferă agenților economici care creează locuri de muncă anumite subvenții pentru locuri de muncă deficitare pe piața forței de muncă. Cum ar fi absolvenții? Pentru absolvenți, agentul economic care angajează aceste persoane beneficiază pe o perioadă de 12 luni de valoarea unui indicator social de referință, care actualmente este de 500 de lei, pentru angajarea de absolvenți de școală profesională. De 1,2 din valoarea indicatorului social de referință pentru absolvenți de liceu și 1,5 din valoarea indicatorului social de referință pentru absolvenții de studii superioare. Aceste subvenții se acordă la cererea angajatorilor cu obligativitatea menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu pe o perioadă de 18 luni. Deci,
Se poate, doar să vrei și mai ales dacă te orientezi spre tineri, statul te și ajută. La mic nivel vezi că e jumate aproape jumate din salariul mediu. Nu e deloc puțin, nu e deloc puțin. Păi, pentru o firmă. Da. Pentru persoane peste 45 de ani, șomeri de data aceasta, aflați în evidență la Agenției de Ocupare, se acordă valoarea unui indicator social de referință pe o perioadă de 12 luni cu obligativitatea menținerii raporturilor de muncă pe o perioadă de 18 luni cu condiția să nu a fi avut raporturi de muncă în ultimii 2 ani cu acel agent economic. Pentru angajarea de persoane cu handicap se acordă tot valoarea unui indicator social de referință pe o perioadă de 18 luni. Deci toate sunt pe o perioadă de 18 luni, toate sunt, sunt beneficii de care unii știu, alții nu, dacă nu știau acum le-au aflat și totodată cei care ne urmăresc și nu știu, deși puțin probabil, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă se ocupă și organizează cursuri de formare profesională. Doamna Rogojan, aș vrea să ne povestiți dumneavoastră despre aceste cursuri, când anume s-a înființat acest departament, am putea spune, și cum anume funcționează, care este cererea în momentul de față. La nivelul agenției există un compartiment de formare profesională, elaborarea unui plan anual pentru formarea, pentru organizarea de cursuri începe încă din anul anterior. Se realizează pe baza cererilor de forță de muncă, precum și a solicitărilor persoanelor care sunt în evidențele noastre și care solicită anumite cursuri. După ce este aprobat la nivel național, cu începere din ianuarie, sunt demarate acele cursuri. Despre ce cursuri vorbim? Astfel, pentru anul 2016, avem în pregătire un număr de 26 de cursuri în diverse meserii, de la agent de securitate, bucătar, ospătar, coafor, patiser, lucrător în structuri pentru construcții, zidar, confecționer, pentru că se cer, este cerere de forță de muncă. Până în prezent pot să vă spun că au fost demarate un număr de 7 cursuri deja, pentru un număr de 153 de persoane. Și aceste cursuri ar fi dulgheri, inspector resurse umane, contabil, cofetar, bucătar, electrician constructor și lucrător în structuri pentru construcții. De asemenea, este în pregătire un curs de lucrător în confecții din piele la penitenciarul Satu Mare pentru persoanele aflate în detenție și care au dreptul să participe la cursurile organizate de noi. Și cum anume mai exact se desfășoară aceste cursuri? Sunt doar pur teoretice sau intervine și o parte practică? Cursurile se desfășoară prin furnizori autorizați sau prin centre regionale de formare profesională a adulților cu care agenția are încheiate protocoale. Sunt organizate atât pentru parte teoretică cât și practică. Da, am mai spus-o și o mai spun, aceste cursuri sunt gratuite, însă dacă nu îți respecti obligațiile pe care ți le asumi în momentul în care spui că vrei să participi și dintr-o dată nu mai vrei să mergi la aceste cursuri, trebuie să plătești o anumită sumă de bani, tot ceea ce a investit agenția în tine până la acel moment. Este adevărat, doamna Dercidea? Da. Trebuie să fim serioși atunci când dorim să participăm la un curs de formare profesională. În momentul în care acea persoană s-a înscris la acest curs, indiferent de domeniu, este trimisă pentru analize medicale, pentru că așa prevede legea. Medicul de medicina muncii
spune dacă este apt sau nu, pentru care agenția plătește. Organizarea acestor cursuri costă, pe care tot agenția le suportă, iar dacă o persoană refuză să mai participe la un curs de formare profesională din motive imputabile lui, trebuie să plătească acele sume care s-au alocat pentru acele analize medicale, cât și pentru formare, până la o anumită dată. De obicei, la aceste cursuri mă gândesc că merg persoane care deja au terminat un liceu, poate în ceea ce ei s-au specializat, nu și-au găsit un loc de muncă și atunci găsesc o portiță larg deschisă la dumneavoastră să se specializeze în altă parte. Totodată, mulți tineri în ziua de astăzi se gândesc ca încă după ce termină generala să se îndrepte spre o școală profesională, să învețe o meserie și să nu meargă doar pe partea teoretică. Noi am fost și am vorbit cu domnul director Vlaicu Popescu de la liceul Unio Traian Vuia. Haideți să ascultăm ce are dânsul de spus. Acolo este o școală profesională, acolo copiii învață meserii și vedem spre ce tind aceștia să meargă. Meseriile pe care partenerii noștri le-ar dori, ținând cont că deja este o generație care se pensionează, generația, cum spunem noi, de pe vremea Ceaușescu, sunt meserii în genul electrician, aparate, echipamente electrice, tehnician, operator, mașini cu comandă numerică, care sunt foarte căutate. În schimb, ce se întâmplă? Ce fenomen apare? Toată lumea, mă refer la elevii absolvenți de gimnaziu, doresc mecanici auto. Cu toate că dacă mă uit la acea rată de angajare în fabrici, constat că după terminarea studiilor, foarte mulți merg și lucră, am chiar clase în construcții. Se angajează în construcții, deși cerința să vină, deci elevii vin într-un număr foarte mic pe construcții, cererea e foarte mare. Tot timpul firmele vin și spun că este vina noastră, că nu mergem pe specialități, pe calificări de care au nevoie dânsii. Am zis, noi suntem deschiși, dar ce se întâmplă? Când termină școala profesională sau liceu tehnologic, exact cum ați observat și dumneavoastră, mulți nu se angajează. Preferă să plece dincolo. De ce? Ajungem la un aspect pe care l-am spus și poate la unii patroni nu le-a convenit. Este salarizarea. Vă dați seama, îl angajează cu salariu minim pe economie, care este la o diferență foarte mică de ajutorul de șomaș. Atunci am acela, de ce să mă duc 8 ore să lucru când pot să stau, să mă plim, că vedeți dimineața e plin orașul de tineri care se plimbă, decât să mă angajez. Deci iarăși un aspect în foarte slab plătiți. Am avut o întâlnire chiar cu un reprezentanța firmelor germane. Am studiat fenomenul acesta. Le-am spus, domnilor, haideți să facem un compromis. Eu, ca și liceu tehnologic, vă pot oferi o pregătire teoretică cu un atestat la sfârșitul, prin care muncitorul acela deci devine calificat și dumneavoastră, într-o colaborare între noi doi, dar să fie avantajoasă pentru ambele părți, să fie la practică, să fie acești copii stimulați. E drept, se primește deci bursa cea profesională de 200 de lei, dar dacă vii și îl stimulezi un pic, nu costumă mare, automat deja ai câștigat un viitor muncitor. Și cum din clasa 10, vorbim de învățământul dual, la noi se practică. Eu am o hartă a parteneriatelor, un precontract cu firmele. Din clasa 10, acești copii deja merg și lucră în fabrici. Aici așteptam, înainte de a propune planul de școlarizare, acești patroni să vină să aibă o discuție. Domnule, hai să vedem. Eu am nevoie
pentru să calific muncitor în ce? Tehnician, operator, mașini cu comandă numerică. Am nevoie de atâția. Era o chestie corectă. Și am ajuns până la un punct în care puteam să discutăm. Eu am pasul următor la școlii pe care o coordonez. Am încercat și sper să reușesc să realizez aici un centru de învățământ profesional. Poate, nu că mă laud, poate va fi unul dintre cele mai puternice din nord-vestul Transilvaniei. Am exemplu de vecini din Ungaria, la Mirehauza s-a construit un asemenea centru, sunt, bineînțeles, pe bani europeni. Deci proiectul a trecut de Comisia de Sistematizare, de Consiliul Local, acum aștept mai departe pasul următor, când de la București, deci vor fi aceste fonduri, să vor fi direcționate. Deci am o șansă foarte mare și aștept copiii să vină, fiindcă, într-adevăr, să le oferim și condiții, dar aștept și firmele în același timp. Vine să discutăm, să colaborăm. Ația TV, observăm din cele spuse de către domnul director că elevii ar vrea să muncească după terminarea studiilor aici, la noi, în satul mare, aici, la noi, în România. Însă, salariile sunt mult, mult prea mici. Mai bine stau pe ajutor de șomaj decât să meargă să muncească 8 ore pe zi. Mecanic și auto observăm că se caută foarte mult această specializare. Și încă un aspect pe care mi-aș dori să îl comentați dacă puteți. Agenții economici, spune domnul director, nu sunt interesați ca de la începutul anului să meargă la o discuție și să zică eu am nevoie de asta, ar fi foarte bine dacă am face o clasă de... am nevoie de astfel de specialiști. Nu știu de unde și-a luat domnul director informațiile, dar de la Institutul Școlar Județean știu sigur, anul acesta, deci anul trecut pentru anul acesta au fost peste 170 de firme care au cerut. Dar poate nu au mers au efectiv la ei, la unitate. L-au cerut în scris. Domnul Durla probabil ar trebui să ne spună exact unde au îndrumat acele... A spus acolo lună jumate aici în emisiune că este în creștere, tendința este să crească, crește cât mai mult numărul tinerilor, mă rog, elevilor care vor să aveți o meserie, dar îi crește încet și trebuie răbdare. Și... Dar 100 și ceva de firme au cerut locuri de muncă. Și... Da, depinde că vorbeam de textile, tricotaje, o clasă jumătate. E puțin. Nu, am avut, e puțin. Da, deci, dar cum comentați aceste lucruri spuse de domnul director? Le știați de dinainte? Așa cum spunea și domnul director Vlaicu, este o realitate. Există deficit pe anumite meserii, pe piața forței de muncă. De aceea, așa cum a spus și colega mea, doamna Rogojan, înainte de întocmirea planului de formare profesională, noi sondăm acei agenți economici mai mari. Cum spunea și domnul director, mecanici auto, am constatat că este cerință pe piața forței de muncă. De aceea am cuprins aceste cursuri de formare în planul nostru de formare. Operator CNC, aceste cursuri, vreau să vă spun că se organizează pentru persoanele care nu au locuri de muncă. Numai pentru aceste persoane este gratuitate. Referitor la tineri, există o problemă câteodată de comunicare, câteodată de îndrumare. Inspectoratul școlar vorbește de îndrumarea începând cu clasa 8-a la aceste școli profesionale. Vorbesc de învățământul dual, care este o măsură foarte bună, dar nimeni nu și-a pus problema că în baza de date a agenției avem tineri între 18 și 25 de ani care au trecut de forma de învățământ și trebuie să luăm o măsură pentru ei. Și exemplul învățământului dual, am încercat să-l implementăm la nivelul acestor cursuri de formare profesională pe care noi le organizăm, să colaborăm cu agenții economici ca acea perioadă a cursului de practică
să se efectueze la acei agenți economici, iar la terminarea cursului din minim 14 persoane cât există într-o grupă, dacă o parte, 50%, să știți că pentru acel agent economic este un câștig. Doamne, deci, Dan, din nefericire, spunea și domnul director, și spune și dumneavoastră, fac oamenii cursuri, dar poate le folosesc pentru a merge să lucreze în străinătate. Am vorbit și cu câțiva elevi de la liceu. Haideți scurt să-i auzim ce vor să facă ei după ce își termină studiile. Rău. Mă aștept cu comandă numerică și am făcut practică la Drexmeier. Ce învățați mai exact în practică? Să punem contactori pe fire. Și după ce termin cu practica și cu liceul, unde mergi? Rămâi acasă sau mergi în străinătate? În străinătate. De ce? Pentru că se câștigă mai bine. Operator cu comandă numerică. Și ce presupune practica acest lucru? Ce învățați voi? Păi să punem fire pe contactori și să lucrăm pe strunguri. E o meserie grea? Nu, e foarte ușoară și e căutată meseria aceasta. Rămâi acasă sau mergi în străinătate să lucrezi? Străinătate. Cum așa? Păi se câștigă mult mai bine acolo, în primul rând, în al doilea rând. Păi mai ok locul decât în România. Frumos, tu la ce specializare ești? Electrician. Și ai fost deja în practică? Da. Ce învățați mai exact? Să facem tablouri electrice și multe alte chestii. Îți place? Da. Dar spune-mi ce vei face după terminarea liceului. O să vedem, poate să mă angaj undeva. Și vedem pe parcurs. În țară sau în străinătate? Depinde. Te rog, la ce specializare ești? La CNC. Ce înseamnă mai exact? Operator la mașini cu comandă numerică. Și de ce te-ai înscris la acest profil? Pentru că am auzit că este o meserie căutată și se câștigă destul de bine. Spune-mi, te rog, ai vrea să rămâi în țară sau ai plecat în străinătate să practici meseria? În străinătate. De ce? Pentru că acolo se câștigă mult mai bine. Da. Răspunsul lor a fost unul destul de clar. Merg în străinătate pentru că acolo se câștigă mult mai bine. Atunci, doamne și doamne, vă întreb, de ce anume, într-un fel sau altul, cheltuie statul banii pentru a-i forma, pentru a-i califica, iar ei după aceea să-și folosească toate cunoștințele în altă parte și nu aici? De ce nu le oferă oare și posibilitatea de a progresa aici, de a porni de la un salar mult mai decent? E o întrebare puțin retorică, știu, dar retorică... totuși... Acum am zis că să-mi cer norocul. Ce părere aveți despre ce spun tinerii noștri? Tinerii își doresc de la început să aibă un salariu mai mare. Neintrând pe piața forței de muncă, nu sunt încă conștientizați cu disciplina muncii, cu rigorile unei munci, cu programul de muncă, dar trebuie să-i îndrumăm și să-i sprijinim. Dumneavoastră vorbeați de tinerii absolvenți care doresc să meargă în străinătate, dar vreau să vă spun că în urma organizării cursurilor de formare profesională, vă dau exemplu anul 2015, pentru care am situațiile, au fost calificate un număr de 743 de persoane în diverse meserii. Din acestea, până la sfârșitul anului, s-au angajat 367 de persoane. Eu zic că este îmbucurător pentru județul nostru și monitorizarea angajării în urma terminării unui curs o facem în fiecare lună, timp de 12 luni. Și ajungem undeva la 70-75%. Sunt conștienți oamenii că au nevoie de o calificare, pentru că în momentul în care ai calificare, ești altfel retribuit la locul de muncă. Dar, repet,
trebuie seriozitate la orice loc de muncă. Doamna Dercidan, doamna Rogojan, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să veniți la audiență în direct. Vă așteptăm cu cea mai mare drag cât de repede, poate chiar săptămâna viitoare, să tragem câteva concluzii după ceea ce se va întâmpla mâine. Vă mulțumesc încă o dată. Nu în ultimul rând, vreau să invit toate persoanele din județul Satu Mare să participe la bursa locurilor de muncă, pentru că este oportunitate să găsească un număr mare de agenți economici care, din fericire pentru noi, oferă foarte multe locuri de muncă la nivel de județ. Da, dragi telespectatori, ați auzit bine, mâine de dimineață sunteți așteptați toți cei interesați la Casa de Cultura Sindicatelor. Acolo va avea loc bursa generală a locurilor de muncă. Noi vă spunem că ne întâlnim și mâine, tot aici, la ora 18:30. Până atunci rămâneți cu Informația TV, pentru că doar aici se poate spune adevărul. Vă las acum cu știrile, toate cele bune!